Continuăm acum la previziuni, doamnelor și domnilor, cu cele mai recente informații despre vreme. România va fi lovită în acest weekend de un val de aer rece, iar vremea se va schimba drastic și în următoarele zile. Vortexul polar se va simți în temperaturile noastre. Colega mea, Anca Frumosu, este alături de mine în platou și vine cu mai multe informații. Anca, bună dimineața! Întâi bună dimineața, să facem pe cuvânt. Bun găsit tuturor! Ce înseamnă vortex? Da, e bine, uite, am tot avut toamnă până acum, dar e momentul și acest anotimp să-și intre în drepturi. Vortexul polar este, de fapt, o circulație intensă a vântului la Polul Nord, iar în lunile de iarnă, acesta slăbește în intensitate. Asta înseamnă că acei curenți de aer de deasupra zonei arctice coboară spre latitudinile sudice. Și, drept urmare, vom resimți acest val de aer rece. Nu doar noi, el își va face simțită prezența în toată Europa. Se anunță zile cu ploi, zile cu temperaturi scăzute. Cât de puternic scad temperaturile la noi, Anca? Prima oară vom resimți, sau mai exact îl vor resimți cei din vestul și nord-vestul țării. Încă de mâine aici temperaturile vor coborî față de astăzi cu până la 6-7 grade Celsius, iar apoi acesta se va extinde către restul țării, urmând ca și în regiunile extracarpatice. Duminică temperaturile să nu mai treacă de 15-16 grade. Luni, de asemenea, la amiază, meteorologii au prognozat temperaturi destul de scăzute. Totuși, prin zona Olteniei, a Munteniei, în sudul Moldovei, vor fi temperaturi normale pentru această dată. Însă, în Banat, în Crișana, în Maramureș, în vestul Transilvaniei, vor fi temperaturi mai scăzute. Asta deci înseamnă, vestul, iată, 80 grade, temperaturi care se vor face resimțite încă de mâine. Va fi doar frig, Anca, sau și plouă? Din păcate, nu. Orice veste proastă trebuie să vină și cu alte vești proaste. Acest val rece aduce și ploi, nu doar temperaturi scăzute, astfel că încă de astăzi, în jumătatea de vest a țării, sunt anunțate ploi, apoi mâine plouă în toată țara, să aveți umbrelele pregătite, duminică la fel nu scăpăm de ploi, luni vom începe săptămâna tot cu ploi, deci o vreme destul de rea, de capricioasă la începutul săptămânii viitoare. Toamnă, cât durează? Eu tot încerc, aștept veștile bune. Da, să mai avem din nou temperaturi de 25 exact. De grade. Astăzi la amiază vor fi temperaturi de până la 25 de grade în sud-estul țării. Ei bine, din păcate, aceste temperaturi nu le vom resimți prea curând, cel puțin până la sfârșitul săptămânii viitoare. Temperaturile nu vor mai trece la nivel național de 17, cel mult 18 grade Celsius. Bun, să nu fim foarte nemulțumiți, e totuși jumătatea lui octombrie, deci da, într-un fel e legitim, dar eu tot sper. Da, este totuși un fenomen normal care se întâmplă într-o perioadă în care trebuie să se întâmple. Problema ar fi fost dacă acest vortex polar ar fi slăbit în luna octombrie, iar asta ar fi însemnat o iarnă aspră, cu temperaturi destul de scăzute. Deci este semn bun, totuși, deci este totuși un semn bun, ca să încheiem într-o notă pozitivă. Mulțumesc foarte mult, Anca!